sufletul meu și acum de câtva timp am zis, oare actul sexual cum ar trebui să fie după ideea văzătorii și cum l-ai descris tu și eu n-am auzit sau eu n-am înțeles suficient. Și fiind un subiect așa sensibil cu femeile s-a deschis, au fost foarte multe lucruri care au ieșit acolo și am primit foarte multe informații de la femei și din toate a ieșit cumva, dezbătând o regie, unde este de fapt punctul unde trebuie să fim în divin și în actul sexual și unde ieșim din divin și pierdem energie. Adică linia aceea care poate fi foarte complicat de a o percepe, pentru că noi intrăm într-un teritoriu atunci al instinctelor unde e greu să ne mai gândim și la unde pierdem energie. Acolo se vorbește și despre o plăcere care, ca și multe alte plăceri, dar cred că asta poate fi una foarte mare, poate fi o, pentru multe persoane chiar deloc plăcere și atunci nu-i cazul lor, dar poate că sunt și situații în care pentru cineva poate să fie o plăcere care să dea chiar și o dependență sau să consume energia divină cumva. Știm că prin lăsare noi putem să ne încărcăm cu energie în multe forme, dar chiar dacă putem să ne încărcăm în alte forme, cum ar fi să știm care ar fi trăirea sau lucrurile care trebuie să le știm și unde să ne oprim, ca noi să nu fim tot timpul în pierdere de energie, să nu eliminăm plăcerea, dar nici să pierdem tot timpul energie. Care e punctul acela care noi trebuie să știm, să-l cucerim de multe ori și să nu ne cucerească întotdeauna? Foarte frumoasă întrebare. Până acum în emisiune nu prea am spus acest lucru. Depinde cum te îndrepți spre acest fenomen al dragostei, cum te îndrepți spre el. Sunt două posibilități, te îndrepți spre el dintr-un eu și atunci dragostea are o formă, să zic eu, ultimativă, se caută plăcerea, se caută punctul culminant și după care dispare orice fel de interes pentru celălalt și celălalt se simte frustrat că nu este iubit, că nu este apreciat și mai departe. Asta face ego în ambele părți. Și există cealaltă posibilitate ca starea de sacrificiu de sine continuu făcută în toate situațiile de viață, din starea respectivă există iubire, există o dăruire, există dorință de apropiere, iar apropierea fizică e doar o încununare. O încununare a acestei dragoste care se manifestă oricum. Deci nu este o țintă, nu e o țintă, este doar o încununare care vine spontan, vine pe nepregătite, vine ca un dar și aceea este iubire. Și acea iubire nu este exagerată, este cumpătată, dă frumusețe și încarcă sufletul cu energie.
Deci depinde cum ne îndreptăm noi spre acest lucru. Dacă te îndrepti cu un ego, acela se numește act sexual. Adică se caută plăcere acolo și după plăcere vine durere și nu vezi niciun fel de sens în lucrurile acestea. Nu continui aprecierea celuilalt pentru că nu simți dragoste în continuare. Deci întotdeauna actul sexual ca țintă are plăcerea făcut dintr-un ego și nu continuă dragostea. Pe când te îndrepti pe această situație, dar nici nu este țintă. Nici nu te-ai gândit că o să ajungi acolo. Dar din dorința de a-i fi bine celălalt, nu știi ce să faci ca lui să fie mai bine, se poate întâmpla să există această apropiere fizică, dar ea este una cu oricare din celelalte momente de zi cu zi prin care tu n-ai ști ce să faci ca celălalt să fie mai bine. Nu este ceva mai plăcut decât fiecare din momente, pentru că fiecare din momente de a fi împreună cu celălalt îți oferă aceeași bucurie și aceeași stare de împlinire. Nu e o bucurie mai mare. Deci, în actul sexual venit din ego, este o bucurie fizică și un ultim lucru la care o țintă, pe care omul o dorește, și după care nu-și mai continuă dovezile de dragoste reciprocă, știi? Și apare plictisul, apare dezinteresul, fiecare cu treaba lui și mai departe. Deci este doar plăcere. Și nu se continuă în viața de zi cu zi. Însă, atunci când nu știi ce să faci ca celălalt să fie mai bine, știi, tu continuu dăruire, este ca o îndrăgostire din asta continuă, ea se poate termina în modul acesta, dar este doar un dar de la Divin, dar nici nu l-ai plănuit, nici nu te-ai gândit că o să ajungi la el și este ceva frumos și nu se oprește acolo și merge mai departe și este egal cu oricare din momentele de prezență când ești prezent împreună cu celălalt, e la fel, sunt egale. Deci nu mai e ceva mai mult decât altceva și nu este plăcerea, se numește fericire. Deci, actul sexual de tipul acesta care vine din ego incită dopamina, în momentul în care s-a oprit apropierea fizică, a dispărut plăcerea, a dispărut dopamina. Pe când în momentul în care aduci dovezi și nu știi, deci prezența celuilalt este cea mai mare bucurie, este echivalent cu un act sexual, da? Dar nici nu te gândești că este un act sexual, te bucuri de prezența aceea și nici nu te gândești că o să ajungi cumva la finalul respectiv și nici nu te interesează și dacă se întâmplă să vină această stare îți vine ca un dar, vine de la Divin și nu face altceva decât să-ți consolideze fiecare din cealaltă momente, dar nu e un moment mai special decât cealaltă momente. Fiecare din momentele obișnuite și banale, prin care tu dai dovezi de atenție, de grijă, de dragoste față de cealaltă, este de fapt un act sexual după termenii respectiv, dar îți dă o încântare egală cu toate încântările, inclusiv cu apropierea fizică. Apropierea fizică nu e ceva mai deosebit decât oricare din momente de prezență, de a fi cu cineva. Este egal. Nu este ceva de dorit. E ceva doar care se întâmplă, dar nu reprezintă o bucurie mai mare decât oricare din momentele de prezență de a fi cu celălalt. Este la fel, este identic. Deci nu este o bucurie pe care o cauți, o consumi așa ca pe o bere, ca pe o cafea, după care îți vezi de treaba ta. Nu este. Deci adevărata dragoste în care se întâmplă lucrul acesta, ea nu face decât să consolideze relația și să o ducă pe nivele mult superioare. Deci ea hrănește sufletul. Pe când momentul în care actul sexual este țintă, știi? El este făcut doar pentru plăcere, pentru satisfacerea unor plăceri. El, de fapt, distruge relația. Distruge relația, duce la îndepărtare, pentru că nu oferă motive de apropiere, ci motive de despărțire, de distanțare continuă. Pentru că plăcerea durează foarte puțin și omul va căuta numai plăcerea, asta înseamnă că în viața de zi cu zi va căuta plăcere oricum și apropierea fizică devine una cu cafeaua, devine una cu țigările, devine una cu oricare din plăcerile pe care le are om. Știi? Un joc într-o echipă de fotbal. E una cu fizicul. Adică a juca în echipa de fotbal îți procură tot atât de multă plăcere, la fel la aceeași plăcere cu apropierea fizică. Deci apropierea fizică nu mai e încununare, nu hrănește sufletul, ci întărește go-ul. Din cauza asta oamenii se despart sau se despart foarte repede, după 1-2 ani de zile, chiar dacă sunt împreună, doar se îngăduie, doar se tolerează, dar nu mai este dragoste acolo. Pentru că o fac scop.
scopul vieții lor este și pentru bărbați și pentru femei, este doar apropierea fizică, distracția respectivă, dar devine una cu oricare din distracții și devine motiv de întărire a egoului, dar nu a sufletului. Și în cauza asta, ei pot să stea împreună, dar sunt despărțiți. Pentru că fiecare este pe direcția lui, fiecare își caută plăcerile și nu se întâlnesc niciodată. Omul se întâlnește numai când nu o face scop. Deci când această apropiere fizică nu e scop, nu se gândește la ea, nici nu îi trece prin cap să ajungă acolo și vine firesc, vine ca ceva normal, ca o încununare și nu face decât să consolideze relația. Deci, dacă se întâmplă lucrul acesta pentru doi oameni care doar se dăruiesc unul altuia și se întâmplă așa ceva, lucrul acesta îți hrănește sufletul, dar continuă, dragostea se consolidează și devine mai puternică. Dincolo, în sistemul celălalt în care apropierea fizică făcută scop pentru ego, întărește ego, e făcută de ego pentru ego. Ca să întrăiască ego-ul, atunci este motiv de despărțit, deja s-au despărțit. În clipa în care devine scop și preocuparea noastră este doar plăcerea, există despărțire, acolo nu există decât, este la fel ca și ai bea o bere sau... Deci nu este. Deci omul de lângă tine este doar un obiect de plăcere, ca și când ai vedea un film. Deci nu mai are valoare, nu mai e uman, nu mai consideră ca un om, îți consideră ca cineva care îți oferă plăcere. Și amândoi fac același lucru. Și asta este ceea ce se întâmplă. Deci devine un obiect de consum. E societatea de consum care l-a făcut pe om să fie derizoriu, nu mai este uman. Apropierea aceasta nu mai este ceva măreț, în care se întâlnește, îl întâlnești pe Dumnezeu și te duci pe alte nivele de apropiere sufletească și de consolidare a sufletului. Și este doar apropiere fizică. Plăcerea rănește dopamina. Dar este una cu prăjitura. Ai mâncat o prăjitură, este exact ca și când ai făcut un sex. Înțelegi? Adică scopul tău e să mănânci prăjitura, să o termini și să te bucuri. Când ai terminat prăjitura, s-a terminat dopamina. Tu trebuie să mănânci mereu prăjitura ca să rei de la cap dopamina. Și oamenii, este un surogat. Ei trăiesc, nu trăiesc în suflet, ei trăiesc ca ego. Și tot timpul găsesc motive să-și întărească ego. Mâncând mai multe prăjituri, își întărească ego. Având parte de asemenea relații sexuale, care sunt un ultim lucru pe care îl vor ei, la fel cum vor prăjitura. Deci femeia sau bărbatul ajung doar ca o prăjitură. Ajung pe post de prăjitură. Pe care după aceea nu mai ai nevoie de ea sau te și plictisești de ea, că ai mâncat prea multe. La un moment dat, deci apare o epuizare a energiilor, pentru că întotdeauna actul acesta sexual în care e inițiat de ego pentru ego, pentru trăia ego-ului, de fapt îți ia din energia vieții și începi să mori. Este egal cu orice fel de, oricare alt viciu. Cu țigările, cu cafeaua, cu băutura, sunt una. Că femeia zice, uite, bărbatul este bețiv, dar o activitate sexuală în care sexul devine scop, este de fapt egal cu băutura. Este, deci femeia este tot așa de bețivă ca și bărbatul pe care îl critică că e bețiv. Deci nu este niciun fel de deosebire, pentru că face scop din plăcere. Și când vede pe bărbat că se duce spre băutură, în momentul în care ea absolutizează acea plăcere, ea desconsideră pe bărbat că nu poate să-i satisfacă acele plăceri. Deci femeia care desconsideră bărbatul care bea, de fapt desconsideră că el nu mai îi oferă acele plăceri pe care... Deci ea pune accentul pe plăcerea și o absolutizează, din cauza asta vede pe bărbat greșit. Dacă a fi o îndrăgostire adevărată, adică o jefă continuă unul pentru celălalt, atunci acest lucru nu este căutat, nici nu se gândesc la el. În momentele de zi cu zi sunt suficient de frumoase, sunt totul. Te bucuri de prezența celălalt și este cel mai important lucru și nu vrei ceva mai mult, dar se poate întâmpla această încununare, dar când se întâmplă este un dar care vine de la Divin și îți hrănește sufletul și mergi mai departe pe o consolidare, deci se consolidează relația. Pentru că pe sistemul celălalt deja s-au despărțit. Sunt despărțiți, fiecare se duce în altă parte. Bărbatul se duce în afacere lui, femeia în treaba ei. S-a și nu mai sunt, deci nu mai vor să fie împreună. Nu se acceptă, nu se mai simt bine împreună. Când normal ar fi invers, la îndrăgostie cum este? Abia aștept să fii lângă celălalt, nu să fii cu el. Deci, din cauza aceasta, pentru că se face scop din lucrul ăsta și sunt încurajat să fie scop, deci totul vine de la Salvator pe primul plan. Când pui Salvatorul, pui cafea pe primul plan, pui banii, pui casa, pui mașina, pui fericirile lumii și pui actul sexual pe primul plan. Sunt una. Înseamnă sex. Deci dorința de bani mai mult înseamnă dorință de sex. Dorința de mâncare mai mult înseamnă sex.
Dorința de băutură înseamnă sex, de țigări, de orice adicție înseamnă dorință de sex. Că este bucuria cea mai mare și omul caută această bucurie mare să o facă continuă. Știi? Pentru că ea nu durează, pentru că îi hrănește doar, îi crește dopamina, dar dopamina se termină odată cu actul sexual. Dar asta nu este iubire. Ei tot timpul doar se tolerează. Cel de lângă tine poate, nu e neapărat să fie acela, poți să faci lucrul acesta cu oricine și din cauza asta și se despart oamenii foarte ușor, pentru că nu devine, omul nu este așa de prețios. Este un om înlocuibil. Exact cum înlocuiești o prăjitură cu altă prăjitură, este înlocuibil, nu mai este important pentru tine. Pentru că în momentul în care actul sexual este cel mai important, omul nu mai este important și a pierdut sensul. Și a pierdut dumnezeirea. Și lucrurile astea sunt, toată societatea te îndreaptă spre chestiile acestea, în care acest lucru care este măreț, de o frumusețe fără magie, în mod normal ar trebui să fie folosit numai pentru a naște copii, nu? Asta este sensul apropierii fizice, nu este pentru plăcere. Pentru că aduci acest lucru măreț, îl epuizezi, cantitatea de energie se pierde foarte rapid pe sistemul acesta și noi îmbătrânim, putem să părem frumoși în aspect, dar noi să fim storși de energie subtil. Și s-ar putea să mergem și până la 80-90 de ani, dar noi, neavând energia cea ascensională, ducem automat, datorită excesului de sex, în iadul întâi, pentru că nu avem forță ascensională. N-am putut să spunem nu unor plăceri, pentru că am considerat sexul una cu cafeaua, cu băutura, cu prăjitura, cu mâncarea. Deci, noi ne pierdem divinitatea, nu mai putem să vedem divinul în celălalt, nu mai lucrăm pentru divin, adică cel care pune iubirea pe primul plan nu-l vede pe celălalt ca un obiect de plăcere. Ce nu știe ce să facă, deci se sacrifică pe sine, își dă viața pentru celălalt și unul pentru altul. Și aceea este iubire și este o hrănire reciprocă. Dacă nu este reciproc, nu este hrănire și acolo nu este îndrăgostire, nu e dragoste. Trebuie să fie reciprocă. Uite, dragostea între om și Dumnezeu. Omul face un sacrificiu și după aceea vine Dumnezeu și dă tot ceea ce a visat înainte. Ce vrei tu? Ai vrei un pepene? Dau un pepene. Vrei? Scaun albastru. Un scaun albastru. Deci le ai pe alea în spate, dar pentru că ai atins sacrificiul de sine, îți... Nu știi ce să facă ca să fie mai bine. Este exact momentul în care vezi cât de mare este iubirea lui Dumnezeu, dar noi nu atinge pentru că nu-i facem spațiul la gol unde să vină. Deci nu are unde să vină, că el ar face viața frumoasă, dar pentru că noi punem scopuri materiale, fericirile aceste materiale, care nu durează, și pentru că nu durează, noi trebuie să facem un efort continuu ca să le păstrăm într-o anumită formă de continuitate, că de fapt le pierdem continuu. Știi? Și tot timpul luptăm pentru exterior, căutând fericirea în afară. Și în neștiință sau neînțelegând vreodată că adevărata fericire este noi, este natura noastră și ea pornește, se ridică la suprafață când nu mai cauți în afară. Trebuie să te oprești să mai cauți în afară și atunci se ridică. Când sacrificiul este mai important decât satisfacerea simțurilor. Când jefa este mai important să duce ego-ul în jos, în spațiul gol vine divinul și îți face viața frumoasă. Într-o relație, ce se întâmplă? Când unul altuia fac tot efortul ca să le fie bine unul altuia, continuă, duc amândoi cursa ego-ului, îl duc în jos, vine divinul și oamenii se întâlnesc în divin, adică Dumnezeu este cel care îi se unesc în divin, în Dumnezeu. Și acolo atunci este hrănitoare, relația este hrănitoare și merge pe nivele superioare de consolidare a relației. Dar când sexul este scop, atunci relația se desface, doar se tolerează între ei, fiecare cu direcția lui, cu distracția lui, cu treaba lui. Deci nu mai există iubire acolo. Asta e foarte des, pentru că după părerea mea, în jur de 99% dintre relații sunt uzate după 1-2 ani de zile, nu mai sunt funcționale. Pentru că nu sunt dispuse să facă un efort de sacrificiu unul pentru altul a continuu. Când s-a pierdut sacrificiul, s-a pierdut iubirea. E de înțeles? Se poate înțelege? Foarte frumos. Mulțumim foarte mult. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.